Este așa un căciun, un oraș cu este tot, domnule, face și este bătoare. Da, și magazinele sunt lume. În sfârșit, oamenii și-au terminat. Acum, ce vă zăcări să alege la lumea? Ba nu, uite, cineva a zis la lucru. A, este pe Netflix. Nu îl cunoști? Nu. Este un revizor contabil al firmei Scrooge & Merry. A fost asociatul lui Jacob Merry. A murit acum 7 ani. Să vezi, în ziua mărului, Scrooge s-a dus ca de obicei la muncă, deoarece pentru el sunt important numai și numai bani. Dar domnul, la cine s-a intrat? Cine e? Este un angajat, un contabil. Tatăl meu spune bun. Scrooge, tot aceste poate puțin, dar e de lucru cu har. Cum se poate așa ceva? Scrooge nu are bani să găbească. Ba da, dar el este un mod de fricte. Este cel mai bogat om din oraș, dar este și cel mai slujat. De ce au tot câte ceva de sărbătorit? De ce sărbătorește numai Crăciunul? Crăciun este ceva bun prin ei și de a strica niște bani. Bă, nu mai s-o frecă mâinile! Timpul înseamnă bani! Dacă mai cer o singură dată cărbune și lemne, te dau afară. Oricum cărbunele pe care le folosim este deja destul de bun. Muncește, nu sta! Ce vrei? Aveți și ne-ai invit să-ți vedești Crăciunul cu mine și cu fețele. De asta când ne repunem tot de una, noi venim fiecare an ca să ne reînnoim invitele. Deci, am lucruri mai bune de făcut. Trebuie să mă îngrijesc de afacerile mele. Și plus de asta, Crăciunul mie chiar nu îmi pasă de această sărbătoare numită Crăciun. În plus de aduce aminte că Stefana la bătrâni. Crăciun fericit? Ce drept ai tu să fii fericit? Ce motiv ai tu să fii fericit? Ce motiv ai tu să fii supărat și usurit? Hai, hai, plecați, plecați. Bobo, dă-i afară. Bună seara de Crăciun. Nu vă supărați, strângem niște fonduri pentru copii orfani. Așa vor avea ceva de mâncare și ceva de alături de Crăciun. Vreți bani? Nu vă dau niciun ban. Eu îmi plătesc taxele și impozitele. Deci, în același timp, aș ucea zilele pentru oameni săraci. Și plus, eu nu sărbătoresc Crăciunul. Dumneavoastră sunteți un om fără inimă. Hai, hai, plecați, plecați! Bom, bom! Am terminat cu activați. Poți să plec acasă? Bata! Cum să pleci acasă? Ia bea ora 7. Dar, domnule Scrooge, este ajutorul Crăciunului. Familia mea. Vă rog, lăsați-mă să plec. Bine, du-te. Dar nu-i ține seama la salat. Mulțumesc, mulțumesc. Crăciun fericit. Of, Bobo ăsta nu face niciun pic de economie. Stai să mai sting din lumânare. Eu pot să lucrez și dacă nu o singură lumânare aprinsă. Tot fi ceasul. Oh, e 11. Bine, plec și eu acasă. Cerul și pământul, cerul și pământul, pe grăsună, îngeri și oameni, îngeri și oameni, Thank you.
Aberații, toate sunt niște aberații. Dacă ești cu mine, te apără Domnul Iisus. Dar să știi că Lui nu-i place.
să iubească care să-i curajeze. Din păcate, mi-a murit când era tânără. Dar a lăsat în urmă fiul pe Fred, nepotul de cu care fi deputat atât de mult tare. Gata cu munca, s-o gătat. Acum am pregătit cadou pentru toată lumea. Haideți să spunem. Domnul Popescu era un om atât de bun. Și chiar vreau și te spun, el organiza petrece foarte frumoase pentru angajați și pentru prieteni. Duhule, de ce îți place să mă vezi chinuindu-mă? Acesta se știe. Trebuie să-mi spun un singur lucru. Oare cunoști pe această femeie? Scrooge, ce mult te-ai schimbat! Nu mai ești tânărul de care m-am îndrăgostit! Nu mai ești acea persoană de care m-am îndrăgostit! Te-ai schimbat! Nu mai sunt eu subiectul dragostei tale, este banul! Banul este adevăratul scop al vieții tale! Când eram săraci, dar fericit, aveam atâtea vise și speranțe, apoi te-ai schimbat, iar eu am decis să te părăsesc. Duhule, de ce te distrezi tot cu lăzul? Adică să cum vrei trecutul, nu mai poți fi. Așa a pus și așa nu. Eu sunt Duhul Crăciunului prezent. Hai că am să te arăt niște lucruri pe care trebuie neapărat să le vezi. Este foarte trist pentru că de bugăți nu trebuie mai lăsat după masă. Îți dorea tare mult să vă dar tu l-ai alungat. Bob, în schimb, îți pregătește niște cărți pentru fiul lui Tim. Tată, mă doare capul, nu mai pot sta în picioare. Ajută-mă! Este foarte bolnav, dar avea să mai ține pe picioare. Deci câștiga că puțin mai mulți bani, se cumpăr niște cărți noi lupim. Ei bani de medicamente nu mai am. Dar de ce nu cumperi mai întâi medicamente când ține salariul? Sau să pui de o parte în fiecare lună bani pentru cărțile? Nu poate să-și cumpere medicamentele, cum să nu are bani. Salariul pe care îi dai lui este foarte. Dar ții nu spune să ne iei de familia lui. Lasă-mă să ghicez. Tu ești Duhul Crăciunului viitor. Eu spun. Arată-mi ce se va întâmpla. Și vezi. Ai auzit? Bătrânul acela zgârcit a murit. Nimeni nu s-a dus la mormântarea acelui bătrân de scurs. Era doar preotul. Și cine a vrut să fie? Nu avea prieteni, nu avea pe nimeni, era doar singur și cu banii mei. Dar nu i-a putut la el în mormânt. Doamne, cât am putut să fiu de lacom? Cât am putut să fiu de egoist? Dar acum, ce să fac? Pot să-mi aștept sfârșitul vieții. Singur, fără nimeni care să fie lângă mine. Dar ce face Bobo cu acea cruce? Nu e al lui Tim, nu? Duhule, vorbește! Ba da, e crucea lui Tim. Nu pot să cred. Din cauza mea, micuțul Tim a murit. Acum, ce se fac? Doamne! Pe la geamul
regi, sunt doar eu singur. Privește-mi peșteră și bucură-te. Dar unde sunt? Cine sunt acești oameni? Suntem în Betleem. Cezar a adus acolo în cință să facă un recensământ al întregului pământ stăpânit. Toți au trebuit să se înscrie în orașul natal. Bărbatul pe care îl vezi este Iosif, care a venit din Nazaret, aici în Iudeea, în orașul lui David. A venit cu logodnica sa Maria, care a născut un plumb. Privește, Scrooge, și am brațul cu Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om. El din bogat cu care era, s-a făcut sărac pentru a ne plăți pe noi, cu Dumnezeu era lui. Gândește, Scrooge, la acest lucru extraordinar. Dumnezeu Tatăl a vrut să ne trimită de Fiul Său. Cum am putea noi să rămânem egoiști și să ne gândim doar la noi? Și a fost Iisus copil, și a fost Iisus copil, fără leagă, fără seamă, și în ființa lui firavă, a părăcut Sion de cer, a părăcut Sion. O să-ți măresc salariul. O să-l ajutăm pe micuțul tine.
Mulțumim, mulțumim. Și ție, Doamne. Mi-am înțeles greșelile și acum vreau să le îndrept. Dar trebuie să pornesc de undeva. Și știu de unde să o și fac. Mâine dimineață am să merg la Sfânta Liturghie și am să arăt Domnului Iisus că vreau să trăiesc cu El. Vreau să fie El în viața mea. Să-mi arate ce e iubirea și să-i îngrijească El de toate. Și noi vrem. Să-L primești pe Iisus care se naște, să-L iubești cu gincășie în biserică și să-L trăiești cu bucurie și bunătate. Crăciunul este un timp al iubirii lui Dumnezeu, al iertării, al milostenii. Thank you.
să luați loc cei mici din prima.